O avem ca interlocutoare pe domnișoara profesor pentru învățământul primar, Pop Camelia, coordonatoarea proiectului Comenius, de la școala gimnazială Silvania, Cimleu Silvaniei. Pentru început, vă rugăm să ne prezentați câteva date despre proiectul derulat în școala noastră. În primul rând, o să folosesc cuvintele pe care le-am folosit foarte des zilele acestea. Bine ați venit la școala gimnazială Silvania. Suntem extrem de onorați în ipostaza de coordonatori ai unui nou proiect european Comenius, având titlul Peace, People, Events Around Countries of Europe. Partenerii noștri sunt din 5 țări europene, Grecia, Letonia, Portugalia, Polonia și Turcia. Hello to the team from Greece. Applause, please. Latvia. Applause. Portugal. Poland. Turkey. Suntem la al patrulea proiect european Comenius și considerăm că experiența dobândită în proiectele anterioare a fost de bun augur, astfel încât în acest proiect noi să coordonăm, să fim coordonatorii și să îndrumăm restul echipelor, astfel încât în final să ajungem la atingerea obiectivelor propuse. Ideea de la care a pornit acest proiect a fost aceea că fiecare națiune, comunitate, școală, familie are propriile ei evenimente. Le sărbătorim poate în moduri similare sau în moduri diferite. Vrem să cunoaștem felul în care aceste evenimente sunt marcate în țara noastră și în țările partenere. Printr-un proiect european Comenius, școlile implicate cunosc mult mai bine elemente de tradiție ale din spațiul european, cunosc mult mai bine elemente istorico-geografice, poate cunosc mult mai bine viața actuală. Proiectul implică participarea copiilor la mobilități. Vorbesc în primul rând despre copii, pentru că ei sunt cei mai importanți în acest proiect. Copiii noștri găzduiesc, iar la rândul lor, copiii noștri vor fi găzduiți de către familiile unde vom pleca în întâlnirile organizate. În acest moment, în școala gimnazială Silvania, se desfășoară prima întâlnire a proiectului. Proiectul a debutat în luna septembrie, am avut primele întâlniri online și am purtat numeroase discuții legate de felul în care activitățile acestui proiect trebuie organizate și derulate. Având mai multă experiență decât partenerii noștri, am decis să organizăm în școala noastră prima întâlnire de proiect. Este prima dată când ne vedem partenerii față în față, prin urmare suntem extrem de emoționați, dar primele impresii sunt extrem de pozitive. Par niște oameni minunați, deschiși, și dornici să ne cunoaștem, să legăm prietenii și să stabilim punți pentru viitor. Pentru că orice proiect Comenius înseamnă nu doar momentul prezent, respectiv cei 2 ani cât proiectul se derulează, urmează probabil alte parteneriate în viitor, alte legături cu școlile, prietene cu școlile partenere. Ne dorim ca experiența Comenius să continue în școala noastră. Motiv pentru care ne-am luptat mult pentru acest proiect. Concurența la Agenția Națională este extrem de mare. În acest an suntem singura școală din județ beneficiară a unui proiect multilateral Comenius și știm ce înseamnă acest proiect. Știm care sunt beneficiile pentru noi ca dascăl, dar și pentru copiii noștri. În primul și în primul rând, un proiect european înseamnă cunoașterea celorlalți parteneri, elevi, profesori, familii.
Un proiect european înseamnă cunoașterea comunității din care vin partenerii noștri. De asemenea, un proiect european înseamnă îmbunătățirea capacităților de comunicare în limba engleză. Știm cu toții că în ziua de astăzi nu este posibil să trăiești în spațiul european dacă nu ești cunoscător al limbii engleze, cea mai folosită în momentul de față. De asemenea, întâlnirile prin participarea elevilor le oferă posibilitatea acestora de a trăi viața reală. Copiii noștri trăiesc în special în mediul virtual. Printr-un astfel de proiect le oferim posibilitatea de a cunoaște viața reală din alte comunități diferite de a lor. Familiile lor se cunosc, se împrietenesc, sunt foarte fericită pentru că familiile noastre care sunt gazde în acest moment imediat au luat legătura cu familiile musafirilor. Ei sunt conectați unii cu alții, doresc să asigure familiile și să cunoască familiile copiilor pe care îi găzduiesc. Întâlnirea noastră a început ieri și se va termina sâmbătă. Unii parteneri vor pleca abia duminică dimineață. Ne-am străduit să le organizăm timpul cât mai bine, astfel încât să se bucure de vizita în România. Ne-am străduit să organizăm activități prin care să cunoască școala noastră, activitățile desfășurate în ea, diferite elemente ale comunității noastre, tradiții, lucruri specifice, oameni importanți din România. Vrem prin acest proiect, la fel ca și prin proiectul trecut, să învățăm pe partenerii noștri ce înseamnă cu adevărat România. România dincolo de ce văd ei la televizor. Referitor la programul de astăzi, vă rog să vă referiți câteva cuvinte. Da, astăzi am început cu ceremonia de deschidere. Am avut norocul să avem prezente la această ceremonie și reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean. După care elevii vor desfășura o activitate pe care noi am numit-o Students to Students Presentation. La fiecare întâlnire copiii vor prezenta diferite filme, pornind de la o temă pe care noi o stabilim împreună cu ei la întâlnire. După care avem 4 workshop-uri extrem de interesante, organizate de profesorii din școala noastră, cărora le mulțumesc pentru implicarea și participarea la activitățile acestui proiect. Aceste workshop-uri au ca temă tradițiile, made in Romania, istorie și geografie. Avem un workshop de evaluare și poate cel mai important workshop al zilei este Taste of Romania. Încă o dată, prin tot ce am organizat, dorim să oferim oaspeților noștri o imagine reală a României. După masa, copiii sunt implicați în activități sportive, precum și în activități organizate de familiile gazdă, iar noi, profesorii, rămânem în școală să stabilim relații adevărate care să asigure eficiența activităților desfășurate de noi. Ne dorim ca acest proiect să se bucure de succes și de susținerea tuturor. Mulțumesc mult! Bună seara! În primul rând, vreau să vă mulțumesc tuturor, familiilor, elevilor, profesorilor din școala gimnazială Silvania. Nu numai celor care în aceste zile s-au implicat în activitățile proiectului, dar tuturor, pentru că voi împreună i-ați făcut pe copiii veniți din alte țări să ducă în familiile lor, în școlile lor și în comunitățile lor o poveste frumoasă despre România. Încă o dată vă mulțumesc tuturor și din tot sufletul, pentru că nu pot să dau drumul atâtor aplauze, vă rog să vă aplaudați singuri. Meritați toate aplauzele posibile! Și acum noi ne-am uitat cu atenție la toate perechile. Colegii mei, respectiv coordonatorii din celelalte țări, au spus că este o misiune extrem de dificilă pentru că toți au fost extrem de talentați. Așa că am decis ca
S-a primit diploma pentru cea mai îndemânatică concurentă, domnișoara Jurtău Alina. Va primi de asemenea diplomă pentru cel mai îndemânatic concurent, Ruta și Ionuț. Pentru cea mai modernă concurentă se acordă diplomă domnișoarei Boșca Gabriela. Pentru cel mai modern concurent s-a băut Darius. Pentru cea mai bună dansatoare, Hosu Alexia. Pentru cel mai bun dansator, Copzaș Eduard. Cea mai bună cântăreață a fost considerată Mureșan Miruna. Cel mai bun cântăreț, Balteș Alin. Cea mai populară concurentă, Rișan Camelia. Noi am considerat ca fiind cel mai popular concurent Oltean Andrei. Cea mai elegantă concurentă, Cristiana Man. Elegant concurent, Raul Drăgan. Și, bineînțeles, în sensul adevărat, cred că toți sunteți, toți elevii școlii noastre, pot fi considerați, într-un moment sau altul, Miss sau Mister, toamnă, primăvară, iarnă, ce vreți voi. Însă, în această seară, fiind vorba de Miss și Mister toamna, sau de a vă bucura, cred că trebuie să acordăm titlul și noi am considerat că titlul de Miss Toamna 2013 îl va obține Hosu Alexia. Noi am considerat că îl acordăm lui Ruta și Ionuț. Mulțumim și vouă și vă urăm o seară frumoasă în continuare. Și distracția continuă la Clubul Kid Cafe. Felicitări tuturor concurenților.